este fără îndoială artista Cameleon. Vedeta și schimbă deseori culoarea părului și asta pare să nu o deranjeze deloc. Nu de mult artista se făcuse bleu la păr și ne spunea cu nonșalanță: eu așa sunt de zi cu zi, ăla e lucrul meu de scandal. Așa mă îmbrac. Acum însă am văzut-o la o petrecere privată, blondă, semn că naturalul îi place cel mai mult. Și s-a mai schimbat ceva de la ultima noastră conversație cu Delia. De când te-am văzut ultima dată, s-a schimbat titlul unei melodii. Mai rămâi cu moda acum cum e? Și de ce nu mai e același? E tot rămâi cu moda, basically, dar a fost modificată în varianta cu rămâi cu bine pentru anumite posturi de radio. Din anumite motive, nu știu să spun. Am crezut că a venit CNA-ul peste tine și... CNA-ul la cuvântul mamă? Nu. Hai mai așa că e mai liniște. Dacă tot ne-am mutat de colo-colo, ca să audă artista ce întreabă reporterul, să vă reamintim ce spunea Delia în urmă cu o lună despre titlul piesei sale. Am văzut că există o anumită categorie de oameni, ce puțin pe Facebook, care comentează: vai, a zis măta? Da, e prescurtarea la maică ta. E ca și când spui fita sau tactu sau sorta. What's the problem with măta? E românesc, e ok, e normal, e foarte pentru că, da, pentru că probabil a fost folosit în titlul de asocieri. Atunci ești obișnuit, știi, când îl pui într-o înjurătură, cuvântul măta sună rău. Da, nu e vorba de asta, e vorba de rămâi la doamna mama ta. Delia are planuri mari pentru toamna asta. O să fie o piesă cu unul din colegii de la X Factor, nu zic cu care, din nou. Rămâne divu? Nu zic nimic, rămâneți acolo, urmăriți-ne și o să aflați cu cine e piesa. Asta e. Plus că pregătim concerte, o să intru în faza de regie, scenariu, concept pentru următoarele concerte pe care le-am mari. Următoarele proiecte de la Sala Palatului, s-ar putea și la Arenele Romane, s-ar putea să alegem o locație mai puțin obișnuită pentru un concert, concept care se va numi... Nu am voie să zic cum se va numi. Am adus aminte că n-am voie. Nu-mi dau voie să zic pentru că aștept să le pun pe toate așa. Dar să lăsăm profesia la o parte pentru că Delia a fost și în vacanță. Una de vis. Multe vacanțe n-am fost. Eu am fost plecată 2-3 zile, atât. N-am avut timp pentru că sunt multe evenimente. Sunt prinsă, o să începem audițiile la X Factor, apoi filmările la Umor. Deci o să fie o vară foarte încărcată. Între timp am fost și nașă. Da, viața merge mai departe. Cum a fost să fii nașa surorii tale? Bine, frumos. Acum ce să zic? Mai mare ca aia, nu. Ca la celelalte, nu. Nu. Eu sunt foarte adunată și foarte... Nu știu, mă focusez foarte... Nu mă pierd. Cred că mă ajută viața mea profesională, știi? Și chestiile prin care trec. Ca în viața normală să nu mai am... mai emoții. Da. Și asta nu e tot. Delia și-a luat în serios rolul de vedetă și vrea să schimbe lumea. Să o facă mai bună. Primul pas, lupta împotriva violenței. Am văzut că ai luat atitudine de curând pe Facebook sau pe Instagram vis-a-vis de fetele care se băteau. Da, eu rezonez, adică nu empatizez cu oamenii care sunt agresați foarte tare. Și în momentul în care văd imagini de genul ăla, mi se face cumva sufletul mine și pielea pe mine și nu pot să... Stau să mă uit și să trec mai departe, să dau swipe, știi? Chiar nu pot, simt nevoia să share-uiesc treaba aia, să se afle cât mai mult. Fetele să fie mustrate cum trebuie, cum spune legea. Și să nu se mai întâmple lucruri de genul ăsta, oamenii să înțeleagă. Violența e ceva absolut îngrozitor. E cel mai rău lucru care se... Nu, n-ai voie, nici fizic, nici verbal. Și dacă tot e la modă scandalul între polițiști și vedete, și Delia a avut probleme cu oamenii legii. Eu am condus foarte mulți ani, doar eu. Acum de ceva ani mai am tour manager, am oameni care mă ajută. Pentru că fizic nu e ok să stai 12 ore pe drum, să conduci, să te concentrezi, să ajungi, să performezi, să fii, n-ai cum. Dar am făcut asta foarte mulți ani.
pentru că n-am avut așa armată de oameni și n-am avut industria pe care o am acum. Și pentru că nu mi se părea o problemă neapărat, pentru că eram obișnuită cu greu, știi? Adică urcam la volan, unde avem concert? Chișinău. Chișinău! N-aveam nicio problemă, sunt un șofer senzațional, conduc foarte bine. Și pentru că eram, cum să zic, predispusă la asta, pentru că eram pe drumuri non-stop și eu conduceam, normal că și în casa am amenzi, radare și așa mai departe, era absolut firesc. Da. E, v-am zis, o problemuțe așa, da, dar da. Na, fiecare, Doamne ajută, astea să fie problemele oricăruia de aici înainte, sănătoși să fim.